bună seara, urs! Bună seara din nou! Un invitat cu ștate vechi, ce să mai, abonat aici la Kiss FM, la Kiss Kiss Mix. Asta e piesa de la Eurovision. Asta e nebunia. Ia-mă-mă, sună-mă sau nu? Cred că... Cheamă-mă, sună-mă. Cheamă-mă, sună-mă, da, așa, bine, noi cu spaniola mai puțin. E o piesă foarte frumoasă și te-am chemat cu două lucruri astăzi. Da. Și cu piesa de la Eurovision, pentru că te numere printre finaliști, printre cei 10. Și cu piesa Dalia, pentru că în legătură cu ea vei oferi, împreună cu Kiss FM, o vacanță. Facem un concurs. Mamă, frumos, am venit asta cu vești frumoase. Da, eu nu mai suport frigul, am zis gata, pentru mine s-a terminat iarna și trec direct în vară. Mulțumesc de invitație încă o dată, deja mă simt ca acasă, știu super totul. Super tare, ne bucurăm, mai ales că aici la noi e cald, știi? Hai să vorbim mai întâi despre piesa de la Eurovision. Ce înseamnă experiența asta pentru tine? Cum te simți? Cum va fi pe 5 martie? Cu emoțiile, cu nebunia? Da. Mă simt extraordinar de bine. Odată cu Eurovisionul am arătat lumii că sunt și dansator la bază, da. Pentru că până acum n-am avut ocazia asta, că mi-am lansat proiectul în plină pandemie, cluburi închise, toate scenele închise și n-am putut... Da, acum s-a văzut. Da, și tot acum, ce ai lucrat. Da, acum în sfârșit mi-am expus pe scenă piesă scrisă de mine cu colegii mei, cu coreografie făcută cu prietenii și așa mai departe, dansatoarele superbe pe scenă, să vă uitați pe YouTube la performance, cred că ne ești ceva foarte, foarte drăguț. Acum pentru finala, care o să fie pe 5 martie, ne pregătim intens, o să mai fie încă doi băieți dansatori și facem un super show. Alte repetiții. Alte repetiții, alte emoții, alte costumații. Da, da, da. Dar este foarte, e magic. Efectiv ce se întâmplă, îmi dau seama că sunt așa îndrăgostit de ceea ce fac și sunt, am multă energie. Cum cât obosesc, cu atât parcă primi mai multă energie, pentru că obosesc făcând ceea ce îmi place. Este superb. Da. Deci sâmbătă viitoare, finala pentru România. Da. 10 finaliști. Noi sperăm să câștigi, pentru că ne place foarte mult piesa. Și eu sper. Deja au început oamenii să înscrie din Madrid, DJ, vrem a capela să facem, să facem remix. Piesa asta o să sune vara în cluburile noastre și eram, mă, ce tare! Mă bucur mult. Noi ținem pumnii la Eurovision. E o chestie foarte tare. Ai mai fost și cu la noi cu piesa, ți-am purtat noroc, ce să mai, nu? Da, chiar sunteți nașii mei. Vezi că totdeauna ți-am purtat noroc cu fiecare piesă. Cum ar fi acum să știi câștigi? Mamă, mare party ce dăm, îți dai seama. Mă bucur că veți încredere în mine și sper că nu vă dezamăgesc. Nu? Da, piesele tale sunt foarte bune toate. Apropo de asta, hai să ascultăm Dalia. Dalia. Îți ținem pumnii pentru Eurovision. Sâmbătă viitoare, pe 5 martie, e cu mare emoții. Să fie cu baftă, super repetiții, să rupeți acolo gura târgului, să îi nebuniți pe toți și să, dacă e cu noroc, să plecați la Torino, nu? Doamne ajută! Nu mai mănânc pizza, să știi, de 3 săptămâni, ca să mănânc toată pizza acolo. Eu manifest deja. Foarte tare, multă baftă la Eurovision, urs! Și acum piesa ta, Dalia, și apoi hai cu concursul, că ai de dat împreună cu noi o vacanță. Foarte tare! Atenție! Hai cu vacanța de acum! Waiting for the night, right? Laying by the sea, you're never looking at the sky. Killing it slowly, I can see no summer in her eyes. You're enough to make me kinder, cause you love me like no other, yeah. Feel the breeze all over under, how I love you like no other, yeah. Dalia, Dalia, Lia, 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 la. Your fire is melting me, Dalia, Lia, la. Never die. The way you touch me feels amazing, that makes me wanna fly. Oh, you're enough to make me kinder, cause you love me like no other, yeah. Feel the breeze all over under, how I love you like no other, yeah. Dalia, your fire is melting me, Dalia, Dalia, Dalia.
Asta, deja simțim așa vibe-ul verii. O altă piesă pe care Urs a lansat-o la noi la Kiss FM, la Kiss Christina Mix. Urs se află în continuare în studioul Kiss FM și îmi place chestia aia. Kiss FM și Urs te invită la concurs. Da, a, ce bine sună. Kiss FM și Urs te invită la concurs. Da, într-adevăr, am venit cu o veste foarte frumoasă. Oameni dragi și buni, împreună cu nașii mei de la Kiss FM, oferim această excursie de 4 nopți la Istanbul pentru 2 persoane. Și ce trebuie să faceți este să vă înscrieți în acest giveaway pe care îl facem pe TikTok. Trebuie să dați acolo follow și tag la Urs și la Kiss FM România. Să postați un TikTok cu ceva filmări din vacanța voastră folosind ca soundtrack ultimul meu single Dalia. Și să, nu știu, noi o să ne uităm pe acolo și o să decidem cine este câștigătorul care o să meargă în Istanbul. Și trebuie să mai fie un hashtag Summer in February. Da, da, așa se numește challenge-ul, Summer in February, pentru că noi suntem cu gândul la vară. Da, de pe acum, asta era și ideea, să aducem vara mai aproape, să facem așteptarea mai ușoară pe TikTok-ul lui Urs, cu tag la Kiss FM România și la Urs și cu piesa Dalia pe care tocmai am ascultat-o. Imagini din vacanța voastră, hashtag Summer in February și câștigați o super vacanță la Istanbul de la Kiss FM și Urs. 4 nopți de cazare, cum ziceai tu, de 4 stele, nu așa, stai așa un pic. Stai puțin că dacă dăm giveaway, nu dăm. Păi nu, cu mic dejun. Așa, fii atent, cu ghid local în ziua 2, transport București-Istanbul, croazieră pe Bosfor, gustare tradițională, aici mai prins. Kebab Ayran baklavale. Înghețată turcească în ziua 2. Ce vorbești, domnule? Vreau și eu să mă scriu la giveaway-ul ăsta. Da, e bun. Și giveaway-ul a început astăzi, nu, la miezul nopții și ține până pe 2 martie inclusiv la miezul nopții. Adică au și ziua de miercuri întreagă, exact. Săptămâna viitoare, o săptămână întreagă, găsiți detalii, au și pe TikTok-ul tău, nu? Înțeleg? Da, o să postez și eu fix cum ieșim acum din emisie, o să postez și eu TikTok-ul în care anunțăm giveaway-ul și abia aștept să văd filmările voastre. Să nu mă faceți foarte gelos pe vacanțele unde mergeți voi pe acolo, pentru că, sau nu, de fapt inspirați-mă, că vreau să merg și eu unde mergeți voi. Da, și mi se pare foarte mișto și campania și piesa Dalia se potrivește, pentru că tu ai lansat piesa asta cumva iarna și are sound de vară toată ziua. Păi așa o să fie toată muzica mea, cred. Așa o să fie și muzica și atunci campania a fost la fix, gândită să aducem vara mai aproape. Vară e undeva pe planeta asta oriunde, nu? Undeva tot timpul e vară, da, da, corect. Noi suntem cu gând acolo, eu cel puțin. În sufletul meu e vară frumos. Acum înțeleg că vii de la un songwriting camp, o tabără de compoziție. Da, m-a lăsat Florian Rus, el am venit cu mașina, m-a lăsat fix aici în intersecție. Am venit foarte, eu sunt îmbrăcat în training pentru cei care ne văd live. Da, ai intrat cu bagajul, zic, mamă, dar de unde vii, din ce excursie mai vii, din ce vacanță? Da, am plecat duminică de dimineață într-un songwriting camp, într-o tabără de creație unde scriem noi muzică, mergem de vreo 4 ori pe an așa, ne luăm o căbănuță undeva la munte. De fapt, nu ne luăm noi, cei de la Global Publishing și mergem și facem acolo muzică dimineața până seara. Și e foarte frumos. Câte hituri ați mai compus? Nu știm câte cântece pot să zic eu, când am compus hituri, acum trebuie să le asculte cei de la manager și așa. Da, nu, scriem, e foarte frumos acolo, echipa este superb, nu știu, chiar e tare. Îți dorim multă baftă și cu songwriting-ul și cu campania asta Kiss FM și Urs. Mi se pare foarte mișto cu vacanța la Istanbul. E prima oară când dăm un premiu la Kiss Kiss in a Mix din partea unui artist. Ce tare! Mă bucur! Păi, na, finul. Da, exact. Acesta mai s-a potrivit și îți dorim și baftă la Eurovision, că ești peste tot, vorba aia. Mulțumesc. Ești și între finaliști și e cu multe emoții pe 5 martie. Îți dorim baftă. Da, mulțumesc tare mult. Chiar nu știu, simt că în sfârșit, o să zic în engleză acum, o să zic toată lumea numai, hard work pays off. Ah, bun, 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 bun. Chiar se întâmplă, se întâmplă. Excelent, multă, multă baftă, te așteptăm. Dacă o să câștigi la Eurovision, trebuie să mai vii odată aici. Desigur. Cu party, cu șampanii, cu Nike. Da. Și cu single nou venim în aprilie. Da, și cu single nou, ok, super tare. Da, da, da. Urs în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim de prezență și baftă maximă. Vă salut, mulțumesc de invitație, mă simt extraordinar. Și ne vedem și pe TikTok-ul lui cu super challenge-ul. Hai să continuăm party-ul.